Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare cu titlul Tu și el sau ea încotro. Haideți să vedem ce vor spune cărțile de azi pentru voi, pentru cuplul pe care îl formați. Să vedem, se pare că aceste cărți eu le-am scos invers din pachet, dar nu-i nimic, le aranjez imediat. Haideți să vedem, dragii mei, ce sentimente mai are persoana voastră față de voi, ce gânduri mai are față de dumneavoastră, față de acest parteneriat al vostru. Și iată că prima carte în etalare, dragii mei, este aceasta unei intervenții divine. Da, se pare că aveți nevoie de o asemenea intervenție. Văd că persoana voastră are nevoie de dumneavoastră în această perioadă. Nu știu prin ce trece, dar văd că este într-o perioadă destul de dificilă această persoană voastră. Lucruri neașteptate se întâmplă cu viața sa și are nevoie de sprijin, dar are nevoie de tine. Se gândește chiar la căsătorie în această perioadă. Și să știți că veți avea parte de intervenția divinității, da? Dacă lucrurile nu stau cum trebuie între voi sau cu viața unuia dintre voi, să știți că, iată, divinitatea va interveni pentru voi și vă va ajuta. Cel mai bine este, chiar dacă aveți parte de o perioadă de constrângeri, să zic așa, sau o perioadă mai dificilă, cel mai bine este să lăsați lucrurile să decurgă de la sine, da, și să se schimbe de la sine, pentru că ele se vor schimba. Pur și simplu, încredeți-vă în planul divin, da, și credeți mai mult decât oricând în miracole, pentru că aceste miracole nu vor întârzia să apară. Iată, dragii mei, divinitatea acționează în viețile noastre prin intermediul ghizilor spirituale al îngerilor, nu în ultimul rând. Și dacă cereți ajutorul sau sprijinul acestor entități de lumină, să știți că îl veți avea mai devreme sau mai târziu. Da? Aceste figuri angelice întotdeauna intervin în viețile noastre și ne ajută. Haideți să vedem, dragii mei, următoarea carte. Iată că este aceasta a unei frumuseți, a unei atracții deosebite pe care această persoană voastră o simte față de dumneavoastră. Da? V-am spus mai devreme că această persoană se gândește tot mai mult la căsătorie. Se gândește tot mai mult că vă vrea pe viață, că vrea să fiți partenerul sau partenera ei sau a lui, pentru totdeauna, da? Această persoană, iată că este intimidată de frumusețea voastră, de modul în care dumneavoastră reușiți să vă aranjați, reușiți să vă puneți la punct de fiecare dată când ieșiți în lume, da? Sau de fiecare dată când vă întâlniți cu această persoană. Pur și simplu, poate că nu v-a spus încă, această persoană nu v-a mărturisit, dar se pare că în momentul în care vă vede, este ca și cum cuvintele sale ar deveni, nu ar mai avea niciun rost, da, în fața frumuseții dumneavoastră. Da, vorbim aici despre această atracție fizică deosebită pe care o înregistrăm la nivelul relației dintre voi doi. Se pare că și dumneavoastră, dragele mele sau dragii mei, sunteți foarte atrași de persoana voastră. Ori având în vedere această atracție și faptul că relația voastră se bazează și pe pasiune, este foarte probabil să ne gândim în viitorul apropiat la o relație de durată, o relație de durată care va începe cu momentul căsătoriei, da? Prin urmare, o etapă următoare în relația voastră va fi aceasta a nunții dintre voi doi.
Hai să vedem următoarea carte. Da, iată că aceasta este cea unei închisori mentale, da? Văd că persoana voastră este posibil să se gândească prea mult atunci când se gândește la dumneavoastră, da? Sau la relația dintre voi doi, da? Este ca și cum, având în vedere că nu are prea multe date despre voi, fie că este departe de voi, fie fizic vorbind, da, poate sunteți la distanță unul de celălalt, fie că nu poate să fie mereu în preajma ta. Această persoană văd că își face tot felul de scenarii în legătură cu tine. Este ca și cum ar vrea să știe tot timpul, în orice clipă, ce faci, la ce te gândești, și mai ales dacă te gândești la el sau la ea, pentru că această persoană este obsedată de tine. Da? Și este obsedată de tine pentru că te iubește foarte mult, în primul rând. Este captivată de prezența ta. Dar să nu uităm de această închisoare mentală despre care vorbeam, și acest lucru nu este deloc pozitiv pentru această persoană. Va trebui să găsească vindecare pentru acest mod de a gândi, da? Și nu știu ce vindecare ar putea găsi, pentru că oricum nu poate fi non-stop 24 de ore din 24 lângă tine, fizic vorbind, da? Mă gândesc că na, fiecare aveți viața voastră, până la urmă fiecare are jobul său, trebuie să meargă la acel job sau trebuie să facă anumite lucruri în timpul zilei, fără ca această persoană să fie prezentă, da, lângă tine. Dar sunt convinsă că va găsi o soluție și mai ales că va lucra cu mintea sa, cu sufletul său, astfel încât să-și pună în ordine ideile și mai ales sentimentele, astfel încât să nu mai simtă ceea ce simte acum, da, din acest punct de vedere al acestei închisori mentale în care trăiește. Și ultima carte, dragii mei, iată că este aceasta a unei dragoste noi, a unei povești de dragoste noi. Pentru unii dintre voi, dragii mei, iată că este vorba de o nouă persoană pe care o veți cunoaște în următoarea perioadă. Sau dacă nu veți întâlni o nouă persoană, dacă nu sunteți singuri sau singure, este clar că veți păși alături de partener sau de parteneră spre o nouă etapă a vieții voastre. Iar această nouă etapă va aduce o energie nouă, o energie extrem de pozitivă în viețile voastre. Pur și simplu nu vă veți mai gândi la ceea ce a fost în trecutul vostru sau la ceea ce nu a mers până acum în relațiile voastre, da? Veți dori să mergeți mai departe cu partenerul sau cu partenera spre un nou capitol al vieții voastre. Haideți să vedem, dragii mei, și următoarele cărți din etalare. Da, avem aici, iată, un 5 de bâte, carte care îmi indică faptul că cel puțin unul dintre voi, mă gândesc că este acest partener al vostru sau partenera voastră, care, iată, are parte de o anumită gâlceavă la nivelul sentimentelor și al gândurilor sale pe care și le face în legătură cu dumneavoastră. Mă gândesc că își face aceste gânduri din cauza că este departe de voi această persoană. Da, este exact ceea ce ne spunea și cartea anterioară, aceea a închisorii mentale. Da, este această persoană extraordinar de îngrijorată din cauza voastră, din cauza faptului că nu știe întotdeauna ceea ce faceți, la ce vă gândiți și așa mai departe. Da? Văd că această persoană vă pândește foarte mult, da? Și pe rețelele de sociale vrea să știe tot timpul despre voi. Și nu știu cât v-ar conveni dumneavoastră acest lucru, da? Dar oricum, această persoană va trebui să-și învingă această bătălie pe care o dă în sinele său, da? De asemenea, văd că este posibil ca
această persoană să se certe cu cineva din anturajul său în această perioadă. O ceartă care va porni așa de la nimic, ca să zic așa, nu va fi foarte fondată, foarte întemeiată, dar va fi de ajuns faptul că va începe această ceartă și, ca orice ceartă, nu duce la nimic bun. Da? Va trebui ca ulterior această persoană să se sesizeze în legătură cu lucrurile pe care le-a spus, poate la mânie, și să își ceară iertare dacă va dori să continue relația cu persoana respectivă. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că avem aici Marea Preoteasă, dragii mei. Această carte vorbește despre relația ta cu sinele tău superior, relația ta cu divinitatea, relația ta cu gândurile tale, cu sentimentele tale cele mai profunde. Da, și când spun sentimente cele mai profunde, am aici în vedere și sentimentele pe care le încerci în acest moment pentru persoana de lângă tine sau pentru persoana pe care o ai în minte. Văd că aceste sentimente sunt unele cât se poate de sincere, cât se poate de firești, dacă avem în vedere că sunteți de ceva timp împreună. Și vă doriți o consolidare a acestor sentimente în perioada următoare, da? Vă doriți o materializare, ca să zic așa, acestora, în sens de asumare a unei etape ulterioare în relație, da? Poate o logodnă, după cum v-am spus, sau o căsătorie. Este exact ceea ce persoana voastră la începutul acestei etalări gândea, da? Sau avea în vedere. În legătură cu voi. Această carte a Marii Preotese vorbește și despre relația foarte bună pe care o ai în această perioadă cu sinele tău superior, cu divinitatea din tine și din exteriorul tău. Da, văd că ți este foarte ușor să faci tot ceea ce îți dorești să faci pentru că ai inima curată și mergi înainte cu spre scopul tău bine țintit, da? Este o carte foarte bună aceasta a Marii Preotese. Este clar că vorbim și despre această perioadă de post în care ne aflăm încă și în care probabil că faci și tu o curățire a corpului, a sufletului tău. Poate că spui mai multe rugăciuni, poate că ții și post sau măcar din când în când. Da. Oricum, văd un interes sporit al tău spre acest domeniu al spiritualului în această perioadă și faci foarte bine că realizezi aceste lucruri. Și următoarea carte, dragii mei, iată, am avut cinciul de băte, acum avem cinciul de spade. Este clar că cineva în această perioadă, în relația dintre voi doi, este foarte certăreț. Da? Mă gândesc că, iată, poate tocmai din cauza faptului că țineți post. Știți cum se întâmplă când ținem post? Apar foarte multe provocări în viața noastră. Din această cauză este posibil să vă certați mai des. Dar să nu uitați, dragii mei, că într-o relație, de multe ori, certurile acestea micuțe nu sunt altceva decât sarea și piperul acestei relații. Da? Adică să nu le luați foarte în serios și mai ales să luați în vedere întotdeauna că împăcarea este mereu mai dulce decât cearta care a fost la mijloc. Da, dragii mei, haideți să vedem mai departe și o carte din oracol. Da. Iată că aveți o relație codependentă, dragii mei. Se pare că dependențele îți afectează viața amoroasă.
Iată, acest lucru înseamnă că nu aveți destulă libertate în această relație, da? Exact cum spuneam și mai devreme, da? Fie unul dintre voi este captivat prea mult de cealaltă persoană, vrea să știe întotdeauna totul despre aceasta, ori acest lucru nu este tocmai ok, da? Este ca și cum această persoană este mereu în control, da? Vrea să posede cealaltă persoană, ori să poată. Acest lucru nu este posibil. Este cazul, dragii mei, iată, să vă orientați spre a oferi mult mai multă lejeritate în cuplu, da? Mult mai multă libertate, o marjă de libertate care este inerentă oricărei persoane în această viață. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!